Proiectul a debutat în luna octombrie anului 2014 și se va încheia pe data de 30 aprilie 2017, fiind finanțat prin mecanismul financiar norvegian 2009-2014. Astăzi, la sediul Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor Nicolae Golescu Slatina, a avut loc evaluarea implementării proiectului în prezența oficialilor din Inspectoratul General al Poliției Române și al altor instituții din județ. Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de cunoaștere la nivelul instituțiilor cu atribuții în aplicarea legii privind fenomenul victimizării în comunitățile de romi, precum și prevenirea și reducerea victimizării în rândul persoanelor vulnerabile din cadrul acestor comunități. Știm cu toții că aici avem de-a face cu grupuri vulnerabile, avem de-a face cu grupuri care trăiesc într-o mare sărăcie, avem de-a face de asemenea cu grupuri și cu comunități destul de mari care au un nivel de educație extrem de precar. Din acest motiv există într-adevăr probleme care se răsfrâng și asupra siguranței și ordinii publice. În urma sesiunii de pregătire, Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor din Slatina a întocmit curriculum de pregătire pentru agenții încadrați din sursă externă, ce se află în cursul de inițiere în carieră în instituțiile de învățământ ale IGPR de la Slatina, Câmpina și Cluj-Napoca. În calitate de beneficiar final pe componenta de pregătire, Centrului Slatina i-au revenit următoarele activități. În primul rând, asigurarea unor facilități de pregătire și aici ne referim la spații de cazare și spații de desfășurare activităților de învățământ. Pregătirea 40 de ofițeri în calitate de formatori în domeniul combaterii infracțiunilor motivate de ură și a tehnicilor speciale de interogare. Și pregătirea 300 de polițiști în domeniul combaterii victimizării și infracțiunilor motivate de ură. În perioada următoare, tot în cadrul proiectului, se va mai desfășura un curs de limba și cultura romanii la care vor lua parte un număr de 80 de polițiști din mediul rural.